Comuna Bârsana se pregătește de o nouă întâlnire cu fiii satului. Se anunță un eveniment cu totul deosebit în condițiile în care anul acesta se împlinește jumătate de secol de la prima ediție și a șaptea ediție de când a fost reinițiat acest eveniment. Se anunță un program bogat, multe surprize și invitați speciali. Pregătirile le-am început deja, încă din timp, pentru că anul acesta avem o ediție aniversară și anume întâlnirea cu fiii satului. Prima dată a avut loc în anul 1972, pe vremea primarului de atunci, Golgea Toader, și cu siguranță va fi o ediție mai specială, având în vedere anii trecuți, și sperăm să avem cât mai multă lume, nu numai din Bârsana, să vină toți. De aceea fac un apel pentru toți cei care ne urmăresc, cei care doresc să ne vadă aici în Bârsana, tradițiile și obiceiurile, o invităm cu mare drag. Anul acesta, sărbătoarea se va ține timp de 2 zile. Duminică se va începe cu inaugurarea Căminului Cultural din Bârsana, după care programul va continua cu lansarea unui volum de poezii și vernisarea unei expoziții de grafică. A doua zi, după slujbă, va avea loc cunoscuta Parada Portului Popular, la care sunt invitați cât mai mulți participanți și, bineînțeles, spectacolul artistic. Anul acesta vom face în 2 zile, ce anume 14 duminică și luni 15 de Sfânta Maria, dat fiind pentru că ne aflăm în postul Sfintei Marii. Avem duminică, vom avea activități mai mult culturale, iar luni va fi și artistice, adică va fi acel alai în Bursana cu de căruțe și călăreți, Parada Portului Popular și, bineînțeles, la scena din centrul localității, unde vom avea un program bogat la care vor participa foarte mulți artiști. La câte persoane așteptați? Ne așteptăm ca anul acesta să fie cât mai multe. Sunt soțiți acasă în vacanță, în concediu, foarte multe familii din afară localității noastre, bineînțeles, în afara granițelor țării, și încă urmează să mai sosească. Am făcut acel anunț încă din timp, iar ne așteptăm la un număr record de participanți pentru că ne-am pregătit. Iar în ceea ce privește prima zi, duminică, avem prilej de a prezenta o carte de poezii a unei fiice a satului, și anume este vorba despre Mirela Prună. Milena Prună este fiica dascălilor Surdu din Bârsana și a dorit ca această carte să își facă simțită prezența și să facă lansarea la noi în localitate, mai ales cu ocazia sărbătorii noastre a bărsăneștilor, întâlnirea cu fiii satului, la care va participa, bineînțeles, vor participa toată familia. Bârsana nu duce lipsă de turiști, mai ales în perioada aceasta, ceea ce înseamnă că evenimentul va avea un public generos. Avem turiști, sunt din ce în ce mai mulți, parcă luna august este și bine cunoscută ca luna de concediu. Avem foarte mulți turiști în Bârsana și acest lucru este bucurător și, bineînțeles, că la momentul respectiv cei care vor fi prezenți în Bârsana, atât la mănăstire sau la monumentul UNESCO sau în trecere prin Bârsana, cu siguranță se vor opri să ne vadă și ei. Lumea este invitată să se îmbrace tradițional. Da, așteptăm pe toată lumea care va fi prezentă să vină îmbrăcați în portul nostru popular, cel mai frumos port pe care îl avem, și de la mic la mare să vină îmbrăcați, pentru că numai așa putem să arătăm țării întregi, lumii întregi, tradiția, portul nostru frumos, cum am spus mai devreme, și toate obiceiurile pe care le avem în localitatea noastră. Întâlnirea cu fiii satului este organizată de Primăria și Consiliul Local Bârsana în colaborare cu grupul de acțiune locală Maragutâi.